Cauți jocuri la reducere și nu găsești? Intră acum pe linkul din descriere. Bine ați venit aici la un nou episod de BMG. De data aceasta ne vom juca cu câteva mașinuțe. Am instalat mai multe mașinuțe acolo. Bine, cred că până acest episod vom testa 5 mașini, să zic așa. Prima mașină de pe episod va fi acest BMW seria 330 diesel. Are o modificare pe la turbină, nu știu dacă o să auziți voi, dar eu aud, adică efectiv șuieră turbina. Haideți să plecăm noi așa un pic. De fapt, ia să vedem noi interiorul, că sincer să fiu cu voi, n-am văzut interiorul deloc. Frumos panoramico. Ceasurile merg spre surprinderea mea, nu avem oglinzi din păcate, dar interiorul e unul la unul cu viața reală, să zicem. Hai să plecăm și noi așa ușor. Mașina e stock, gen, n-am modificat-o sau ceva. Mamă, de-abia au luat 100, mi se pare că merge puțin cam greu. Ia să numărăm noi. Ia vizi-l pe ăla, mă, am spawnat și poliție ca să fie treaba. Hai să vedem câte secunde ia. Deja are 5 secunde. Vreo 7 secunde are 0 ăsta. Cam, dacă e să mă întreb pe mine, în viața reală ar face cam vreo 5 secunde, 5 și un pic 0 ăsta. Deci nu prea e 1 la 1 cu viața reală, să zicem așa, pe partea asta de viteză și așa mai departe. Dăm și un test ăsta de rezistență. Mamă, vine poliția după mine, mă, cavaș. Asta zic. E dă mai instant că am pierdut controlul. Ia să vedem. Mamă, direct în ăsta mă dumă. De țintă, mă, cavaș. Ia să vedem. Vezi că a rezistat, nu știu cu cât am intrat în stâlpul ăla, dar vezi că a rezistat. Ia că vine poliția după noi. Haideți. Avarii frumos. Perfect, ha. Se aude peste tot ăștia. Se aud băieții de peste tot. Întoarcem noi așa lejer, bam, bam, bam. Oricum e frumos, arată bine, n-am ce să zic. Ia că vine ăla de acolo. Da, mă, vine. Sau ce faci? Hai, zis, mă, cav. Am plecat. Ai greșit sensul, bosulic. Bă, trage destul de greu mașina asta, sincer. Ne uităm prin geamul ăla de acolo, ia de vedem. Așa conducem. Vezi că până acum bine rău de tot. 230. Direct în asta, ia. Bă, vezi că la 230, nu știu ce părere aveți voi, dar mie mi se pare că a rezistat destul de bine. Ținând cont că mie mi s-a stricat cum ar veni, adică a atins motorul sau ceva, dar s-a stricat jumătate de capotă, să zic așa, și lui ăsta gen i-am împachetat mașina. Mamă, i-am mai împachetat-o și cu motorul. Hai să ne prindă, să schimbăm și noi mașina. Hai, mă, nu mă prinzi. Așa, gata. Revenim cu noua mașină. Ce seria trebuie, mă, mâncava? Și că a venit direct Giulie, ești nebun pe felie. Avem mare Alfa Romeo Quadrifoglio, deci nu e 2.0 diesel sau 2.2 cât e ăla. E direct 2.9 benzină, 510 cai, V6. Ca și ei la noi, la români. Cu V6, tat. Hai să-i dăm aici un cold start. Hai, mă, pleacă de aici, mă, cu hârbul tău. Hai să vedem.
Un cold start. Sper să nu fie pe aici multe mașini. Ia să vedem, ia. Ei, nu s-a auzit să moarge. Hai să-i dăm așa ușor. O a doua pleacă s-a rupă loc. Mamă, cum se aude, s-a terminat. Mamă, a plecat o blocare de-asta nebună. Am chei mișto rău de tot, ia să vedem și interiorul. Bă, volanul ăsta nu e 1 la 1 cu viața reală, dar în rest e cam 1 la 1, gen. Scaune și tot. Da, mă, e mișto. Merge și kilometrajul. Mamă, cât de mult îmi place. Bă, îmi place maxim. Ia vezi camera asta aici, mă. Mamă, cum se aude, băi. Iar m-a luat, mă, poliția. Dă-i. Bă, dar și asta trage greu, mă, sau? Și asta cred că trage greu, nu? Oricum, pe sunet, cum se aude, n-ai ce să-i comentezi. Eu auzi, mă, cum se aude, bă, băiat. Cred că e și puțin mai rapidă ca BMW-ul ăla, sincer, l-avea cât avea? 7 secunde, nu? Hai să-i dăm repede până nu vine poliția. Mamă, ce plecare! 5 secunde până acum, vreo 5 jumate. Cred că 5 secunde are dacă pleci bine cu ea, gen. Ce mișto e, bă, camera asta. Deja 240, e mult mai bine. Asta e top speed-ul. 260. Oricum se aude super mișto. Chiar super mișto mașina. Jos pălăria. Nu prea are forțacle să așa. Ia să spawnez eu acum o de-asta total farmeu, doar că tunată sau ceva de genul. Ia, mă, să vedem pe asta. Are aparent aceeași culoare, gen, zici că e aceeași mașină, doar că i-a adăugat eleronul ăsta. Ia să vedem ce știe. Da, cred că trage și la fel. Bă, dar frumoasă rău camera aia, adică e bună rău. Da, asta e cum ar veni, are câteva fendere puse, bam, bam, bam. E mult mai agresivă, ce drept. Spoilerul ăsta nu e pe gustul meu, nu e pe placul meu. Hai să dăm așa cu anteia de la 30 la oră. Opa! Vedeți acolo că aveți kilometrajul în dreapta jos. Acolo pe la navigație, ceva de genul. Cu ce aia, mă, cum se aude numărul 1? Ia să ieșim puțin. Mamă! Asta e accident de la POV. Vezi că... Mamă, ne facem căcat. Mamă! A ieșit camera aici, ne-am oprit mașină. Ce aia, mă, a rămas nimic din mașina asta. Revenim cu... Adică o să revin cu următoarea mașină. M-a prins și poliția, ne-a dus direct aici, bun. Ultima mașină de pe acest episod este aparent un Renault ăsta Talisman. Bă, dar frumoasă e, mă, dă, mă, col. Deci, pe bune, acum mie îmi place mai mult și... Îmi place mai mult, adică pentru mine, să zic așa, e mult mai valoroasă și ca BMW-ul ăla și ca Alfa Romeo, gen. Bine,
Aia de 510 cai, în realitate, e senzație din cai de... Da, mi se pare mie sau iverează și rățele din spate. Eu nu pot să cred, ia să ne uităm mai atent. Nu, cred că am eu nebunii la cap, sincer. Ea, în realitate, are și rățele din spate viratoare, să zic așa. Nu, cred că nu-i virează, nu? Ia, deci, momentan așa. Nu, e, mă, nu-i virează. Oricum, mașina asta e lux. Bine, interiorul ăsta nu e ca în realitate, să zic așa. Adică e ca în realitate, doar că la inițiale Paris, cum e asta, sau inițiale Paris, are, vedeți acolo în centru, are consola aia genii, o navigație de-aia mare și e mult mai... Dar ăsta oricum cred că e un interior de Megane mai mult, nu de talisman, sincer. Paie micuț. Hai să vedem. Sunt curios să văd dacă mașina asta fuge mai tare, sincer. Că alea nu prea fugeau ca idee. Ia să-i dăm. Ia mă cât are asta, 0-100. Poți să-i dau și-o pe manual gen? A, nu merge. Asta e... Mai așa, hai să-i dăm. 3, 2, 1 și... Mamă, ce lag a avut, ești nebun? Deci până acum are vreo 4 secunde, 5, 6, 7, 8, 9... Băi, ești nebun, deci asta trage ca în realitate. E fix, fix, atâtea secunde scoate și în realitate. E de aprecia că au reușit să dau oricum. Oricum, dă-o încolo de mașină. Bă, uite-o cum arată, mă. Deci pentru mine e limuzină mașina asta. Era mișto. Mamă, cum i-am luat oglinda. I-am luat oglinda. Du-te, bă, așa te bagi peste mine, ești nebun. Ia să-i dăm un test de ăsta, să vedem. Îi dăm din interior? Hai să-i dăm tot din interior. Să vedem în comparație cu Giulia aia. Îi dăm așa ca să ne ia ca lumea. What? What? Nu mai merge mașina aici, nu? Bă, ce s-a întâmplat, gen? Cred că a fost dauna mai mare decât prevedea jocul, ești nebun. Cred că de asta, ce ai, gata, mă, las. Dă-o înapoi, dă-o unde rei, ești nebun, că nu e ce trebuie. Băi, ești nebun, ia să vedem dacă merge să o tunăm, să-i facem ceva. Totul că nu prea ar trebui, gen. A, ba, da, mergi. Hai să vedem. Tunată și așa mai departe, dacă e ceva de capul ei, să zic așa, dacă scoate 5 secunde ceva, ar fi numărul 1. Exhaust, toc, a, dar deja nu mai avem ce să-i facem. Speed, X-Tronic, hai să-i dăm cu CVT-ul ăsta, 7. Ultra light. Da, deci nu prea are tuning, să zic așa. E motorul de 2.0. Hai să vedem. A, aparent acum pot să și schimb manual. Hai să-i dăm. Băi, la cum trage, cred că are undeva la 8 secunde, nu știu. Adică nu o să îmbunătățesc atât de mult. Bine că eu nu i-am adus. Ce am adus în plus? Că sincer nu cred că i-am adus nimic în plus. Hai să vedem aici. Ultim test. A. Dar are lagul foarte mare la plecare, nu înțeleg de ce. 3, 2, 1. A plecat. Până acum are 5 secunde. 8, 9, 9 jumate, mă. Măi, la fel ca în viața reală, pentru mine ceva wow. Oricum, mi-e îmi place foarte mult mașina asta. Da, deci lăsăm și noi episodul ăsta aici, că eu acum o să, sincer, cred că o să mai pierd vreo o jumătate de oră, o oră, așa, pe drumurile astea, mă înțelegi, cu mașina asta. Nu uita să dați și voi acolo like și subscribe în caz că nu sunteți abonați.
Desigur, noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!